cât de sănătoasă este societatea noastră dacă e să facem așa un bilanț după 20 de ani de activitate? După 20 de ani pot să spun că este mai sănătoasă. Bineînțeles că noi considerăm că ne-am făcut treaba în acești 20 de ani și considerăm că avem o societate mult mai tolerantă și mai deschisă înspre alte culturi și în special mai deschisă înspre dialogul intercultural, atât din punct de vedere social cât și din punct de vedere legislativ, pentru că avem legi care ajută foarte mult dialogul intercultural. Dacă ar fi să ne uităm în urmă, în 92, când am început noi activitatea, dialogul între diferite etnii era încă necunoscut, nu aveam conceptul de ce înseamnă etnie, de ce înseamnă minoritate națională, etnică, iar acum, după 20 de ani, nu numai că acesta este un termen des folosit, dar avem legislație, avem chiar și un Consiliu Național împotriva discriminării, care ne poate ajuta în promovarea dialogului intercultural, care aceasta este principala noastră misiune, de fapt, să promovăm dialogul între diferite etnii. Acest lucru era important să se întâmple acum, adică societatea noastră acum este pregătită să accepte acele noțiuni care sunt noi, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, pentru că vorbim despre diferențele acestea care ar trebui să ne facă să fim mai puternici și de ce nu mai uniți, dar de multe ori ajung să ne arunce așa într-o zonă destul de sumbră unde domnesc prejudecățile și anumite aspecte care nu ajută atunci când vorbim, ne dorim o societate sănătoasă. Era momentul acum, adică chiar dacă nu ne doream lucrul acesta, trebuia să se întâmple acum, să ne deschidem și noi? Absolut, din punct de vedere personal și al organizației pe care o reprezint aici, era absolut necesar, pentru că trăim într-o Europa deschisă, care dorește să deschidă dialogul înspre alte nații, alte țări și nu numai în cadrul Uniunii Europene, ci și în afară Uniunii Europene. Cumva era nevoie să ne aliniem tendințelor din afară și nu numai. România consider că a fost dintotdeauna un climat al toleranței. Consider că doar ce trebuia noi să facem este să ne întoarcem la rădăcini.